partidul Forța Civică și-a atins până acum rezultata, am negociat și mi s-au aprobat cadrul alianței, două colegii de parlamentar. Șase colegii în județul nostru va avea PDL-ul, după cum va deciza și președintele PDL-ului pentru totul și se pare că unul îi va reveni PNFCD. De acum rămân în discuții doar care vor fi exact acele colegi. Se pare că la București chiar astăzi dau loc niște negocieri între președintele Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Forței Civice și ceilalți colegi din Alianța România Dreaptă și în afară de, totuși în afară de parlamentari în exercițiu care sunt sigur că vor păstra mandatele, celelalte candidaturi rămân în discuții, discuții care vor fi tranșate la București. Eu sper că în cel mai scurt timp ne vom definitiv la cine aici la Botoșani opțiunile. Pentru că chiar ne doresc să ieșim cu soluții bune și cu candidați, pentru că la cel ce la noi nu are nimeni locuri rezervate sau arbunite din aici. Cristian Român? Noi, spre deosebire, o să vă răspund, noi spre deosebire de alții, și aici vreau să vă descurc, spre deosebire de USL, nici nu ne plătim datorii, nici nu ne vindem colegii ne portând permisă de nominalizări, nu satisfacem comenzi primite de la centru, deci eu vorbesc de partidul Forța Civică și